dintre sutele de monumente funerare care împânzesc de la un capăt la altul vastul cimitir Belu din București, se numără unul la cărui formă, pe de o parte, atipică pentru o sculptură întâlnită îndeopște pe aleile vreunei îngropelnițe de oriunde, și istorie, pe de alta, sunt cu totul și cu totul aparte, transformând peticul de pământ și silueta sculptată, uluitor de frumoasă, de deasupra, într-un veritabil loc de pelerinaj, pentru cei care aleg să-și lase pașii slobozi într-o după-amiază târzie de vară, pe cărările pietruite ale unuia dintre cele mai fascinante cimitire din România. Un cimitir încărcat până la refuz de sublimul unor opere de artă, cu adevărat impresionante, dar și de povești, care de care mai fascinante și mai misterioase. Femeia cu umbrela, așa îi se spune monumentului a cărui istorie, ne-am propus să o dezvăluim astăzi, ridicând puțin, atât cât ne permit izvoarele istorice, voalul așezat misterios peste monumentul funerar, situat în afara oricărei logici a poziționării, undeva într-un colț al impresionantului cimitir Belu. Numele ei vine chiar din aspectul monumentului, Doamna cu umbrela, pentru că este statuia unei tinere femei îmbrăcată în costum de Belle Époque, cu rochie largă, cu crinolină și purtând o umbrelă pentru plimbare, așa cum era ținuta de zi în perioada aceea. Și motivul celebrității lui este dat în primul rând de ceea ce suscită cel mai puternic mintea umană. Pe de o parte, faptul că este un final dramatic, nu prea ne plac finalurile fericite, și în al doilea rând pentru că este unul dintre cele mai enigmatice cazuri de la Belu. De aia și povestea ei are atât de multe forme, atât de multe variante, pentru că s-a lucrat cu 4 date concrete care au fost permutate aproape în orice formă de combinație posibilă. Avem parte așadar, din belșug în povestea noastră de astăzi, de un dramatism împins la extremis, pe de o parte, dar și de o doză însemnată de mister, pe de alta. Ingrediente pe care interlocutorul nostru, Damian Anfile, le consideră perfecte pentru închegarea unei povești despre viață și moarte, cu totul și cu totul fascinante. Și pentru că orice poveste are un început, lipsit cu desăvârșire de dramul afabulației, îl lăsăm pe Damian să întoarcă pendelete, primele file din povestea femeii cu umbrela. Tot ce știm despre această femeie, care este de origine belgiană, este că s-a numit Catalina Boschot, datorită unei însemnări pe o poză de ei. Știm că era născută în 1884 și datorită însemnării care altădată se găsea pe mormânt, deoarece, din păcate, mormântul a fost vandalizat și inscripția care s-ar fi găsit pe frontispiciu ce stă în spatele ei a dispărut între timp, ne-ar fi scris 11-12 august, pe stil vechi, 1906, adică anul, data morții, respectiv Herculesbad, băile herculane, Mehadia. Iar în partea opusă am fi avut ultima dată concretă, respectiv un epitaf care ne spune în limba franceză cet animal de médecin m'a tué, animalul ăsta de doctor m-a ucis. E o expresie destul de neechivocă, face trimitere cel mai probabil la un malpraxis. Cele aflate până acum din gura ghidului nostru de ocazie sunt, dacă e să-i dăm crezare lui Damian, singurele amănunte cu adevărat sigure din povestea de viață a celei care își duce somnul de veci sub peticul de pământ ravăn din cimitirul Belu. O poveste țesută la mai bine de un secol distanță de momentul în care s-a încheiat atât de tragic pentru frumoasa belgiancă Boschot Catalina, în ghergheful unui mister rămas nedeslușit până în ziua de astăzi. În afară de datele astea, nume, data morții datorită fotografiei și data nașterii, origine, faptul că era o femeie, se vede, din înalta societate și faptul că e cel mai probabil victima unui malpraxis, nu deținem despre ea scriptic nicio altă informație. Nimeni dintre cei care au documentat-o, doamna Florijianu, domnii care s-au ocupat de studiul sculpturilor de la Belu, nu au reușit să mai găsească altceva și toată povestea s-a grefat exact pe acest mister, sporit foarte mult, exact ca în cazul Poroineanu, un alt caz celebru din cimitirul Belu, de aspectul pe cât de estetic, pe atât de misterios al statuii, opera maestrului toscan Raffaello Romanelli, sculptor din perioada interbelică. Că tot veni vorba despre maestrul incontestabil al sculpturii de tip funerar, nimeni altul decât Raffaello Romanelli,
Unul dintre cioplitorii în marmură care și-au pus cel mai adesea amprenta asupra multor dintre monumentele din cimitirul Belu, să spunem că uluitoarea sa creație din marginea celei mai cunoscute îngropelnițe din București este total atipică oricărei lucrări funerare. Își dă aici o dreaptă măsură a talentului sculptorul respectiv. Statuia, deși este masivă, inspiră o delicatețe aparte și dă un aer într-adevăr melancolic. Este oricum un monument atipic pentru un cimitir, pentru că nu este un monument funebru propriu-zis, nu prezintă persoana deja decedată, cum este cazul Poroineanu și cum sunt majoritatea, și nici nu este sub forma aia consacrată de bust rigid, care doar să-ți prezinte așa ca o efigie de personalitate la care să te uiți. Ea îți prezintă, de fapt, o scenă voită a fi în mișcare, iar, din păcate, o profanare a eliminat un cadru care ar fi fost grăitor, pentru că statuia, dacă te uiți atent la ea, arată că este în mers și s-ar fi îndreptat spre o bancă de marmură care între timp a dispărut. Deci este o femeie care și-a terminat plimbarea de seară, să spunem, și vrea să se așeze pe o bănguță, să se odihnească. Sau așteaptă pe cineva. Da, cel mai probabil cu scopul acesta. Ei, cam astea sunt datele concrete, fie scriptice, fie vizuale. Interesant este că cel care pune paie pe foc în istoria și așa încărcată de mister a femeii cu umbrela din cimitirul Belu este însuși autorul capodoperei în marmură de Carrara, la cărui poveste facem referire în reportajul de astăzi, nimeni altul decât renumitul italian Raffaello Romanelli. Ce răspuns enigmatic a dat apreciatul sculptor în momentul în care a fost întrebat cine este bărbatul care a comandat lucrarea funerară, aflăm tot de la Damian, poate unul dintre cei mai bine pregătiți și mai empatici istorici ai monumentelor care se înfățișează privirii în toată splendoarea lor pe multe dintre aleile cimitirului Belu din capitală. Romanelli este cel care execută monumentul propriu-zis, dar când este întrebat, păi bine, și cine plătește, spune un domn cu stare care dorește să rămână anonim. Din păcate, nici scriptele cimitirului nu acoperă partea asta, pentru că nu este obligatoriu să consemneze cine face mormântarea. Dacă se plătesc taxele de concesiune, respectiv taxa sculptorului, au fost luați banii și nu ne mai interesează cum l-a chemat pe cel care a plătit. Și cu atât mai mult, pentru că evident în mentalul colectiv e aproape imposibil să se întâmple asta dacă nu există o relație amoroasă acolo vis-a-vis de persoana decedată, mai ales că e vorba de o persoană moartă la 22 de ani, la începutul vieții. Toată asta a suscitat o serie de ipoteze pe care acum o să le enumăr, să spunem, aleatoriu. Prima dintre ipotezele la care face referire Damian pare a fi și cea mai credibilă dintre toate. La urma urmei, așa cum aflăm de la inspectorul de specialitate din cadrul administrației cimitirelor, Damian Anfile, avem de-a face cu o poveste de dragoste și implicit de viață deloc complicată, pe care o întâlnim destul de des în aproape orice etapă a existenței umane, indiferent de gradul social care separa pe vremuri, de multe ori cu finaluri tragice, protagoniștii respectivului love story, cu sau fără parfum autohton. Pentru că e vorba de malpraxis, intră foarte repede în joc otrăvirea sau stingerea prematură a unei tinere femei din neglijența unui medic. Varianta cea mai puțin romanțată, să-i spunem, este că venită în țară guvernantă, ajunge guvernantă în familia unui bucureștean cu stare, dar altfel nu dintr-o familie ilustră, Andrei Popovici. E un nume pentru care n-am reușit să aflu niciun fel de referință până astăzi cine a fost, pentru că și forma numelui în sine te stânjenește, bine că nu era Ionescu, că atunci era moartă de tot chestiunea, care rămăsese văduv, având doi copii mici. Femeia vine la ei în casă ca guvernantă, dar bărbatul se îndrăgostește de ea în timp, sentimentul este împărtășit și bucuroși pleacă într-un soi de preambul la luna de miere, deci înainte să încheie căsătoria, pleacă la Băile Herculane, unde din păcate ea cade lovită de peritonită, o apendicită nedepistată la timp, iar medicul de la Băile Herculane se dovedește incompetent în a o trata și asta se pare că pe patul de suferință cu ultimile puteri, ea ar fi rostit, fiind belgeancă, deci vorbind limba franceză, cet animal de médecin m'a tué, animalul ăsta de doctor m-a ucis.
Asta este o variantă cel puțin plauzibilă, chiar dacă nu demonstrabilă. Ne despărțim vremelnic aici de povestea monumentului funerar, unic prin modalitatea de realizare a sa, dar și prin mesajul încărcat de mister pe care îl transmite din marginea cimitirului Belu. În cea de-a doua parte a reportajului nostru, vom vedea până unde a mers imaginația celor care au încercat să descifreze de unii singuri misterul statuii în piatră, modelată excelent de renumitul Romanelli, care și astăzi, la mai bine de un secol distanță de momentul în care a fost concepută, suscită un interes maxim pentru iubitorii artei funerare și a poveștilor fără sfârșit. Vom vedea atunci ce nume celebre au ajuns în gura oprobiului public și au fost, într-un fel, asociate uluitoarei povești de dragoste a Catalinei Boșot, femeia cu umbrela.